Un tânăr de 34 de ani din Cluj-Napoca a decedat în urma unui tragic accident de circulație produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe raza comunei Ileanda, județul Sălaj. Tragedia a avut loc la ora 1:40 pe drumul național 1C, în localitatea Ileanda. Potrivit polițiștilor, un clujan de 34 de ani conducea autoturismul, proprietate personală, pe direcția Dej-Baia Mare, iar într-o curbă la stânga, deosebit de periculoasă, semnalizată corespunzător, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum carosabil umed, a pierdut controlul volanului și a intrat într-un podeț din beton. În urma impactului, șoferul a decedat. Cadavrul a fost transportat la morga spitalului în vederea efectuării necropsiei. Pentru conducerea în siguranță, în condiții de instabilitate atmosferică, recomandăm șoferilor să conducă prudent, să ia în calcul faptul că în astfel de condiții spațiul de frânare crește și să adapteze continuu viteza la condițiile de drum în trafic.